Cum să văd, o partidă de uitat cât mai rapid. N-am făcut o partidă bună, dar sigur încercăm de la fiecare joc să scoatem mult mai mult. În clipa de față se pare că am ajuns la o supra-saturație din punct de vedere mental, fizic și destul de dificil. Din păcate și jucătorii care venim de pe margine, unii dintre ei nu-și mai doresc probabil să joace la echipa asta și corect ar fi să spună, pentru că sunt și unii care, cărora le pasă de această echipă. Dar nu se le-a făcut diferența la acest meci? N-aș putea să spun. Mi-e greu să fac acum. Știam că e o echipă bună, voluntară, o echipă care joacă, pasează, dar atâta timp cât nu ești proaspăt, nici mental, nici fizic, e foarte greu să faci față. La prima greșeală, bine, nu că n-am mai făcut și altele, dar mult prea ușor. Primim gol de la cel mai scump jucător de pe teren cu capul. Ne așteaptă iar judecăsele cu cel viitorul meci. Ne așteaptă încă 3 jocuri, nu știu când se va juca cu Dinamo, dacă se va juca. Vom încerca să scoatem maxim, avem și noi acum timp o săptămână să ne reculegem, să ne reîmprospătăm și fizic și mental. Pentru că din 3 în 3 zile e foarte dificil cu ce avem în momentul de față la dispoziție.